Superliga vă este prezentată de Superbet. La rând cu înfrângere, sau mă rog, 3 meciuri, pentru că nu au fost 3 etape, 3 înfrângeri, practic, din 20 septembrie încoace a marcat doar în remiza cu Craiova, minge în careu, e gol! 1-0 pentru Oțelul din minutul 2, tocmai ce criticam atacul gălățenilor. Da, gol marcat, da, de capitanul Maciel. Cât de bine vine acolo la întâlnirea cu balonul, cadru sugestiv cu fanii Galațiului aici la Iași. Excelentă reluare, probleme mari în apărarea pregătită de Emil Sandoi. Și avem acest gol repede în meci. Frederic Maciel marchează în minutul 3 al acestei partide. Iată că se poate și fără Dorinel pe bancă. Dorin Toma în imagine. Minutul 2, de 120 de secunde am avut nevoie pentru deschiderea scorului și este un lucru bun. De ce spunem asta? Pentru că Oțelul este o echipă extrem de defensivă. Tăianu acolo, care greșește, mingea este interceptată de Lameira, pasă în dreapta pentru Maciel în fața porții și continuă atacul. Cade din nou flancul drept al Iașului, probleme acolo cu Rare și Spas. Nu este prima dată când vedem această combinație foarte rapidă cu un Maciel care, știm prea bine, este foarte tehnic. Șeptarul portughez, marcator. O luptă oarbă cu aceste baloane cumva aruncate la întâmplare. Poate de această dată Iașul prin Harrison. Fază foarte grea, Marian Barbu bine plasat. Lasă acțiunea să continue, dar este de revăzut. Stai că e de revăzut aici, pentru că dacă a fost un fault asupra lui Harrison, să știi că era cam de o culoare care tinde spre roșu. O să intervină varul dacă e cazul. Se meargă în culoarea Oțelului, nu? Offside nu este. No. Oh. Eu zic că e fault. Eu zic că e fault aici. Până să lovească balonul, îl lovește în gambă pe Harrison. Cred că Marian Barbu tocmai asta află de la Horia Mladinovici. Decizia corectă. Incredibil, ar fi 2 etape consecutive cu eliminare. Bine, acolo a fost eliminarea, scorul de 1-0 pentru Slobozia. Aici este însă minutul 25 și da. Era prin minutul 77 aici. Da, aici e o repriză și jumătate. Da, stai să vedem ce decizie ia Marian Barbu. Fault este clar. Da. Problema lui Barbu este dacă dă roșu sau nu. Lumea așteaptă înfrigurată și la propriu și la figurat. Da. Roșu. O, da. O intrare pur și simplu întârziată. Etapa trecută a văzut 2 galbene, Stevanovici. Acum vede direct roșu, ceea ce înseamnă că va sta contra Botoșanului și împotriva CFR-ului. Vine pasa lui Roman. Da, nu, scăpa singur. Scăpa singur Harrison, era departe restul lumii. Uite aici, se vede clar. Pop înalt în careu, era un singur jucător al Oțelului acolo. Rămân însă periculoși gălățenii, atenție la această fază și vine un șut, chiar și un al doilea, incredibil. Martin Anga a apăruse la finalizare, a fost mai întâi un șut al lui, cred că al lui Lameira. Ce ți-am spus, Oțelul este o echipă care, pe lângă faptul că joacă total diferit în deplasare, este o echipă periculoasă care... Uite aici pe Lameira. Da. Uite ce face Lameira, din unghi. Anga a preferat să vină la echipa din nordul Moldovei, măcar a rămas în Moldova. Ce pasă frumoasă, ce pasă lui Alexandru Pop, șansă bună, primul contraatac, Lameira, pasă în careu, ratată pentru Maftei. Se demarcă Lameira și este ocazie mare, Maciel preia, minge în 6 metri, ocazie uriașă pentru Oțelul la 2-0, nu cred că mai are posibilitatea Iașiul să mai revină. Șansă gigantică aici pentru echipa lui Dorinel Munteanu. Alexandru Pop la finalizare. Acolo se face diferența la reluarea lui Pop, care n-a fost una convingătoare, după cum putem observa, dar chiar și în aceste condiții. Trece de la Galați, dacă bate în acest context, oare ce să mai spună? Balon în careul Iașului! Stipe Iurici! Dacă nu se termină acest meci cu victoria Oțelului, nu vreau să fiu în pielea lui Stipe Iurici sau a lui Pop, aduți aminte acum exact 5 minute. Iașul trăiește periculos. N-are încotro. Oțelul se joacă cu aceste ocazii, iar balonul, deși îi vine perfect pe latul piciorului drept, nu lovește prea convingător. Da, cumva vorbeai puțin despre Poli Iași și situația în care se află, iată, aici gol! Cine a marcat? Tyson cumva? Da, este Tyson, cel care reușește să marcheze pentru Poli Iași. Al doilea gol al brazilianului de când a venit la Politehnica Iași. Înscrisese în victoria cu Craiova, chiar prima victorie cu Emil Sandoi pe bancă. Da, inspirat Sandoi, îl introduce pe brazilian, el este pe traiectoria balonului, trimite mingea sub bara transversală, vom avea reluarea. Oțelul Galați neatentă în apărare. Fază fixă. Da, Roman. Nu e offside, pentru că era omul la prima bară. Unde-i marcajul? Nu există de astă dată pentru apărarea Galațiului. Da, o minge care îi trece în plasa primelor 6 clasate, o egalează pe FCSB, care joacă în această seară pe Oblemenco în fața Craiovei, iar Poli Iași pe 10. Gol! Vai, ce gol! Genial! Oh, Gheorghiță! Super! Cel mai frumos gol, cu siguranță, marcat de Gheorghiță în carieră. Minutul 74. Ce torpilă! De mare rafinament execuția, bucurie de nedescrisiat, aceste cadre sunt sugestive și așa ca o descătușare. Emil Sandoi înconjurat de ai săi elevi. Gheorghiță, ce șut prinde! Al doilea gol al lui Gheorghiță după cel împotriva Sloboziei de acum câteva etape. 2-1 cu o remontada fantastică. Cine ar fi crezut cât de modest a jucat Iașul? Vai, aproape 30 de metri. Cum pleacă balonul, nici nu se învârte în aer, ceea ce ne spune că este lovit perfect. E adevărat, deviat, e adevărat că e deviat, dar da, cel puțin exact ce ai sesizat foarte bine în debutul partidei. Iașul a schimbat prin a încerca mai mult poartă. Aici se